Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial de Photoshop numai pe Photoshop Tuturor și pe Greek.ro. Eu sunt Cosmin, iar în acest tutorial vom vorbi despre filtrele foto în Photoshop. Mare atenție, nu vom vorbi despre această categorie de filtre, ci ne vom referi strict la Photo Filters. Am aici două imagini pentru că există două metode de a aplica filtrele foto. Una este metoda ușoară, iar cealaltă este metoda non-destructivă care poate fi reparată dacă vrem să o schimbăm pe parcursul editării foto. Voi începe cu metoda simplă pentru că mai apoi să vedeți de ce este bine să folosiți adjustment layers. Asta este prima poză. Pentru a aplica un filtru foto vom merge la Image, Adjustments și Photo Filter. Se va deschide această căsuță de unde putem să selectăm filtrul. Avem Warming Filter, filtru care încălzește imaginea avem trei categorii de warming filter, trei categorii de cooling filter, care îi dă imagine un aspect mai rece, un aer mai rece. Iar mai apoi avem de ales, putem să alegem unul dintre filtrele colorate pe care Photoshop o le oferă, de la roșu, orange, galben, cian, albastru și așa mai departe, până la underwater, care ar vrea să dea un pic o tentă că imaginea ar fi făcută sub apă. Sub putem să alegem să utilizăm o culoare, adică dacă nu ne place unul dintre filtrele presetate, putem să selectăm noi o culoare. Să zicem că vreau acest verde și am selectat ca filtru uh, un filtru de culoare verde deschis, verde praz. Mai jos avem setarea densității. Putem să setăm densitatea filtrului de la 0% până la 100%. Asta setează intensitatea filtrului. Foarte util, eu zic să păstrați pe, la, pe undeva pe unde nu afectează foarte tare imagina. Oricum, mai jos avem Preserve Luminosity. Dacă o avem setată, highlight-urile și midton-urile nu vor fi afectate. Dacă o dezactivăm, pur și simplu se va adăuga un, un filtru verde fără a ține cont de umbre și de highlight-urile uh, highlight pozei. Așa că dacă vreți să folosiți prizerul de luminozitate, folosiți-o, dacă nu, nu depinde de ce vreți voi să obțineți ca rezultat final. Să zicem că vrem să obținem și avem filtrul ăsta, îi dăm preview ca să vedem care este diferența și dăm OK. Acum să zicem că nu suntem mulțumiți și că vrem să scădem sau să schimbăm un pic culoarea filtrului. Păi nu mai putem. Pentru că am lucrat direct pe imagine și nu mai avem unde să să schimbăm. Ce să schimbăm? Este un singur layer fără niciun uh, adjustment layer. Asta e partea proastă în a folosi direct image adjustment și adjustment layer. A doua metodă, vom folosi pe această fotografie, este să mergem la filter, iar mai apoi să dăm convert to smart filters. Opțional nu trebuie neapărat, iar mai apoi să mergem jos, să dăm click și să adăugăm un uh, Adjustment Layer și anume Photo Filter. Vedeți că s-a creat un layer separat, să zicem că vrem un Warming Filter cu o densitate mai mare, cam așa, sau parcă roșu ăsta noi e, vrem un Cooling Filter. Un Cooling Filter să fac un pic imaginea mai rece, cam așa, sau chiar Sepia, Sepia e bun, uite așa. Ok? Iar mai apoi, dacă pe parcursul editării foto, editării acestei fotografii, m-am răzgândit și vreau de fapt să nu aplic o sepia, ci să aplic un filtru de culoare roșie, pur și simplu mă duc aici, dau dublu click și voi merge la red. Voi schimba filtrul fără nicio problemă, pot să schimb orice setare vreau. Pot să schimb densitatea, chiar să dau un check la preserve, preserve Luminosity, deși nu vreau. Asta este, cel mai, asta este cel mai bun aspect al utilizării adjustment layer-urilor. Utilizați filtrele foto, filtrele foto ca și filtre non-destructive. De asta vă recomand ca de fiecare când faceți sau aplicați un efect pe fotografie să folosiți layer mass sau adjustment layers. De asemenea, dacă vreți ca acest filtru să fie disponibil numai pentru layer-ul de dedesubt, de pur și simplu, cu, control, cu altul apăsat, mergeți între cele două leere, vedeți apare această iconiță și dați click astfel încât ați creat un clipping mask, adică acest filtru va fi disponibil numai pentru leerul de jos. Ok, și asta a fost tutorialul de astăzi, sper că vi s-a părut util, un tutorial destul de scurt, dar foarte util, mai ales că mulți dintre voi nu știți să lucrați non-destructiv sau cei care se uită la mine nu știu să lucreze non-destructiv și asta mi se pare cel mai important lucru în editarea foto. Dacă v-a plăcut tutorialul, nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comment cu ce tutoriale vreți să vedeți mai încolo, să mi spuneți dacă vreți să vedeți altceva decât ceea ce postez eu acum, nu uitați să vă abonați pentru a primi ultimele tutoriale și să mergeți pe pagina mea de Facebook, facebook.com slash unde postez ultimele noutăți, dar și pe site-ul meu, greek.ro, unde postez pe lângă tutorialele apărute pe site, alte tutoriale, scrise și video, precum și resurse și știri și știri din lumea internetului și lucruri funny. Avem un colț de amuzament ca să ne relaxăm și noi. Ok, sper că v-a plăcut tutorialul. Nu uitați din nou să dați like, să vă abonați, să dați share pe Facebook sau Google+, Plus pentru ca prietenii voștri să învețe acest lucru. Și până la un nou tutorial, rămâneți cu bine, eu sunt Cosmin, pa!